A fost panică pe stadion după ce magicianul Robert Tudor a prins un bărbat în timp ce voia să-l jefuiască. Robert este în legătură directă cu noi prin videocol. Bun găsit, Robert! Bună! Ce faci? Cum sunteți? Eu fac foarte bine, Robert. Ce faci tu? Că uite că treci prin peripeții. Povestește-ne ce s-a întâmplat mai exact pe stadion. Uh, eram uh, chiar înainte de începerea meciului Real Madrid cu Atletico Madrid, uh, eram în magazinul oficial uh, al uh, Realului și mă uitam la... voiam să-mi achiziționez niște tricouri. În timpul acesta eu țineam geaca, pentru că era cald, o țineam în mână. Gândiți-vă că el și-a dat seama că eu nu puteam să, să simt atât de repede fiind nefiind geaca pe mine. Și totuși ai simțit... Am simțit pentru că întregea de, de geacă se ducea în jos, pentru că o aveam atenție. Dacă mergeți pe afară, mai ales prin Madrid, prin, prin zone aglomerate, nu uitați să vă luați geci și uh, buzunare cu fermoar, foarte important. Dacă nu aveam fermoar, acum nu mai aveam nici bani. Nici, uh, uh, nici pașapoartele copilor, nici buletinele noastre. Bun, și ce s-a întâmplat? Ai simțit că trage de geacă? Ai simțit o Am mână simțit străină? Am simțit că se împinge în mine și că trage de geacă. În momentul ăla m-am întors, uh -huh. i-am vorbit direct în română, mi-am dat seama că este român, uh, l-am întrebat where are you from în engleză, l-am întrebat un prieten și el a, răsp uh, a răspuns tot în engleză. Nu, l-am întrebat în română, de unde ești? Și l-a zis în engleză, I am from... Deci dacă erai englez, nu, nu înțelegeai română. Dar accentul și... ți s-a părut un pic ciudat. Da, da. A început pe urmă să vorbească în română, l-am prins de haină, am postat acest filmuleț pe rețelele de socializare și imediat am aflat de unde este omul, unde locuiește în uh, Madrid. El este din... Uh, uh, John dumitrescu îl cheamă, Ion Dumitrescu. Și este din, din. De unde este mai? Mai încolo de Câmpia Turzii. Nu Câmpia Turzii. A, deci ai investigat, investiv, tot. Uh, Inclusiv unde unde locuiește acesta în România. Tot, tot, tot. A fost tot. un mic detectiv. Da, ei m-au întrebat oamenii de acolo dacă îmi lipsește ceva, m-am mm -hmm. controlat bine prin bunzunare, am avut. Uh, am avut norocul să nu-mi a pentru că altfel eram și acolo. Asta urma să te întreb. Și acum eram în Madrid dacă îmi lua pașaportul sau permisul sau, sau buletinul. Da. Ce, ce ai învățat tu din, din această lecție, Robert? Din această lecție mi-a spus taximetristul de acolo din Madrid să, am, să fiu atent pentru că sunt foarte mulți hoți de buzunare în... În preajma uh, stadionului stadiun. Real Madrid Și chiar sunt români care cu asta se ocupă Deci mă așteptam oarecum la asta De asta mi a luat și buzunare cu, cu fermoar Am învățat că este foarte important să ției cu, cu Pentru că nu poți evita hoții în zonele aglomerate Și uh, mai rău copilul Pentru că eu eram cu copilul Copilul era lângă mine El s-a speriat mai mult și în momentul ăla m-am speriat și eu, l-am înjurat acolo când a plecat, pentru că el a fugit. I-am zis, haide să ne uităm la cameră. El negat că mi-ar fi băgat mâna în buzunar. A negat pentru că știa că nu mi-a luat nimic și a zis, hai să ne uităm pe camere. Și în momentul când a auzit că să Dar ne uităm pe camere, el a fugit. Se simțea destul de panicat, dacă era nevinovat. Ia uitați-l cum fuge aici, da. Mi-au scris foarte mulți Bun. oameni Robert, noi, noi îți mulțumim foarte mult Am înțeles foarte multe de învățat din, să spunem, peripeția asta Că până la urmă lucrurile s-au terminat cu bine Atenție mare pe unde, pe unde vă țineți lucrurile personale Atunci când mergeți pe stadioane, la concerte și așa mai departe Pentru că se poate întâmpla orice lucru nedorit. dorit Te rog, Robert Gian Gianina, scuză-mă, eu nu-ți doresc niciodată să-ți se întâmple asta. Îți doresc cel mult să-ți fure cineva inima și oh, să te îndrăgostești Robert. de el. Ce frumos! Îți mulțumesc! Da. <laughs> Îți mulțumesc!